Mișcarea. Mișcarea asta, cum se numește asta? Te voleala. Mi-am murdărit pantalonii, să moară Franța. Și se vede bine, rău de tot, dar... Se numește mișcarea pechinezei, mă, Tamara o face cel mai bine. Cu alte cuvinte, s-a târât ca o pechineză. Ați remarcat că noi am făcut acum... Doar că, spre deosebire de mă, Tamara, este o pechineză fără pedigri. Eu știam că era dabușelea, nu? Așa se spune. Cam așa ceva. Bun. Până să aflăm povestea, până să aflăm comentariile fetelor, am pregătit un joc. Da? Oh. Ne jucăm un pic. Okay. Iar tu astăzi, Ruxi, vei face pereche... cu Mădălina Panfile. Te invit, Mădălina, aici, alături de noi. Mădălina, draga mea. Deja începe să ne placă. Ia să vedem. Bun, pe aceste porți vor apărea niște fotografii cu persoane cunoscute, da? Veți avea 3 fotografii pentru fiecare și un minut la dispoziție ca să ghiciți cine este acolo. Una dintre concurente stă cu spatele la porți, da? Așa. Iar cealaltă stă în fața ei și explică cine de fapt este în fotografie, dar fără să-i spună numele. Bun, aveți un minut la dispoziție pentru a ghici 3 poze și 3 poze, da? Nu știi, pas spui, da? Da. Nu pierdem timpul. Dar nu, că o să-i le se explic perfect, nu e problemă. Da, știu. Perfect. Are Victor încredere în femei? Da. Hai! Atenție! 3, 2, 1, start! Vai, e un actor, joacă în filme pe la Hollywood. Pas, mă, da, hai, du-te. Nu, stai aici, pas, următoarea poză. Băi, Mădălin. Cum adică pas? Așa. Băi, dar durează foarte mult. Ia vezi. Nu știu, ce eu explic, e o tipă blondă creață, e din anii mai de mult. Mă, să mă arătați. Merlin. Nu. Mai repede, mai aveți 33 de secunde, pas. Sofia, nu. Următoarea poză. E în jur la un talent show. E el mai bătrân, așa are păr. Ăla Ramzei, la români, lângă Rădulească, lângă cum îl cheamă? Mai Andy Moisescu. Nu. Călin, Florin Călin. Da, bravo. Hai, schimbați. Repede. Și că Andy Moisescu. Poza. Te-ai uitat? Nu m-am uitat. E la bărbat român care joacă tenis, cel mai frumos. Horia Tăcău. Așa. Bravo. Hai. Zici, ia, sunt curios, ce spuneai? A jucat în Pretty Woman, actorul principal. Dar stai, nici nu știu. Ai zis bine, ne descurcăm noi, nu-i problemă. Pas. Îl chema Richard Gere. Da. Păi, de ce trebuie să fac o... Ați spus-o pe măta mare pe jar, fetița mea. Băi, feiță, mă speriați. Ne-ați recunoscut-o pe Corina Chiriac. Băi, nene, adică apare Corina Chiriac și tu spui o tipă blondă și... Băi, nene, Corina Chiriac. Băi, n-am recunoscut-o din tinerețe. Corina Chiriac, emblema României. Băi, da, dar nu am, știu, pe timpurile alea. Eu sunt născută mai cum. Nu am recunoscut-o. Ce să zic, dacă îi vedeam poza mai de... Da, pe Ben Affleck, trebuia să zici era din copilă. Era Ben Affleck, iubitul lui J-Lo, mă. Mădălina, mulțumesc, poți să mergi la locul tău. Și eu vă mulțumesc. Acum ce se întâmplă? Ce se întâmplă acum? Ce trebuia să se întâmple mai devreme, numai că ne-am jucat un pic. Ok. Bun, povestea. De ce ești îmbrăcat așa? De ce mergi de-a bușele? Povestea este că știi ce înseamnă walk of shame, dragă Victor? Așa, da. Da. Mă întorceam de la un walk of shame, dar eu m-am gândit foarte bine când am plecat cu o seară înainte că nu vreau să mă vadă taximetristul sau oameni de pe stradă dezbrăcată. Și mi-am pregătit ținuta să fiu decentă, să zic asta, nu vin de la walk of shame. Dar eu vin de la... Am înțeles. Dar sunt mândră de asta. Sunt mândră de asta, adică am arătat că nu. Bine. Am fost la treabă. Ce să zic? Gratis. Eu nu zic nimic. Hai să vedem ce zic fetele. Ia zi, Viviana. Îmi place ținuta ta și cu poșeta și cu papucii de casă. Chiar ieri mi-am luat o pereche de papuci de casă la fel. Foarte bine. Adică, ce ai făcut asta? Adică ce port eu nu poate sta și pe rug. Foarte bine. Walk of shame se poate face și desculță. Păi iau eu rug, nu-i problemă. Papucii. Dacă i-ai aruncat, gata. Da, am înțeles ideea. Mulțumesc. Era o glumă, Viviana. Da. Felicitări și astăzi, cu drag. E tot dragul. Era o glumă. Dar nu, lasă că iau tot eu. Iau eu. Ce nu porți tu de mie și poșete și ce mai ai? Că eu n-am o problemă dacă ai purtat tu ceva sau dacă poartă orice altă concurentă. Acum mă simt nașpa. Nu.
De ce? Nu, glumesc. A, glumeai. Nu. Bun, dacă nu te simți nașpa, mulțumesc, atunci Diana, te rog frumos în fața juriului cu mișcarea aceea. Sinergeant. Da, da. Eu, cum? Ușor, ușor. E scumpă asta, am înțeles că e scumpă. E, e, e. Okay. Foarte scumpă. Pentru mine, așa scumpă, pentru dragă, mine, muritor de rând, am mustat 1.100.000 lei papuci ăștia. Pentru mine e foarte scumpă. Da, dar stai să văd și eu ce e. Puteți începe. Aia știi tu, Victore. Ținuta este modernă, un termen pe care îl ador în ultima perioadă. Accesorizarea este modernă, dar e o ținută modernă. O ținută street style, un costum masculin adaptat la nevoile pieței, la nevoile trendurilor. Cromatica este și ea foarte echilibrată, dar geanta este foarte urâtă. Dacă ai cumpărat-o, asta este. Dacă n-ai cumpărat-o, dă-o repede înapoi. Ținuta este bună, dar îmi place foarte mult accentul acela de cristale acolo pus pe decolteu. Pentru că, în mod normal, ținând cont de lanțul gros al acestei genți, primul impuls ar fi fost foarte mult auriu și la gât. Nu. Ai pus foarte bine accentul acela de cristale, pentru că face bine contrast cu verdele costumului. Nuanța costumului este bine aleasă, papucii sunt bine aleși și da? Pe soiul ăla l-ai gândit bine, inclusiv coafiura este bine făcută. Tu chiar ești o fashionistă, Ruxy. Și se vede lucrul acesta, fără discuții. Cu o săptămână în urmă, la Paris Fashion Show, o casă mare de mod a venit cu o inspirație a familiei Simpson. Vă rog să dați Google și să vedeți cine este casa de modă. O să vă placă foarte mult. Această căciulă face sens în acest look ultra serios. Singurul lucru care nu funcționează nu este geanta din punctul meu de vedere. Când ai făcut câțiva pas stânga sau dreapta, ea se încadrează perfect din punct de vedere al luminii și al geometriei. Pentru mine, ca ochi de fotograf, al fotografului. Mulțumesc. Bun, calificative? Bravo, Estil. Mulțumesc. Bravo, Estil Ruxy. Da, da, calificativă. Mulțumesc, gracias. Ruxy, vorbește cu cei de acasă. Da. Sper să vă motați, sper că v-a plăcut, vă place de mine. Indicativ 8 la 1206. Mulțumesc. Gata, stai să ceapă muzica.